Doamnelor și domnilor, bună seara! Începem o nouă ediție specială la Moldova 1. Tema de astăzi este una actuală în fiecare zi. Vom discuta despre sănătate, despre noutăți, dar și despre planurile autorității de resort. Așadar, invitata de astăzi este doamna ministru al sănătății, Alana Merenco. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și bine v-am găsit. Propun să începem discuția, sau mai bine zis să continuăm în cadrul discuției de astăzi, tema pe care ați abordat-o astăzi la conferința de presă. Așadar, noutăți foarte bune ați anunțat din 1 iulie în premieră pentru Republica Moldova. Analogii de insulină și mai multe dispozitive medicale vor fi compensate pentru toate persoanele care suferă de diabet zaharat. Câte persoane se confruntă cu acest diagnostic în Republica Moldova și cum vor putea beneficia de acest mecanism de compensare? În primul rând aș vrea să spun că ne-am pus planuri ambițioase să schimbăm sistemul de sănătate. Cel mai important lucru este să îl modernizăm și, doi, să oferim un acces cât mai larg cetățenilor la diferite tipuri de medicamente. Că atunci când avem un sistem modernizat, dacă pacienții nu au acces și nu pot monitoriza starea lor de sănătate, ar fi o disbalanță. Și este foarte important să oferim un acces cât mai mare diferitor categorii de pacienți. Astăzi, într-adevăr, pentru prima dată, în premieră, am oferit acces pacienților cu diabet zaharat la dispozitive medicale care până acum erau distribuite într-o altă formă și erau procurate centralizat, care în principiu avea acest sistem, acest mecanism, avea un impediment serios. Deci nu era posibil de planificat din timp, se procurau sau mai mult sau mai puține, deci era asigurat accesul la anumite tipuri de medicamente, distribuirea având factorul uman, de asemenea șchiopăta, erau cheltuieli pentru livrarea lor absolut în toate instituțiile, pacientul putea să-și ridice aceste accesorii și medicamente doar la centrul de sănătate, la medicul de familie, dacă, de exemplu, se afla pe o perioadă mai îndelungată la copii, la Chișinău, nu avea acces la ele. Deci noi am schimbat mecanismul prin hotărâri de guvern pe care le-am aprobat în aprilie, în care am spus că acești pacienți vor merge și își vor ridica în oricare farmacie din Republica Moldova, în baza rețetei compensate, aceste medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat și, de asemenea, ce este foarte important, accesul la teste și lanțete pentru asigurarea monitorizării glicemiei. Deci peste 120.000 de pacienți de la 1 iulie vor avea acces la aceste dispozitive. Vorbim inclusiv despre persoanele asigurate sau doar asigurate. Doar asigurate, cine beneficiază de poliță de asigurare și își plătește contribuțiile și, de asemenea, am oferit acces la analogii de insulină, ceea ce este, de asemenea, o premieră pentru țara noastră și, anume, am oferit acces la 7 tipuri, la 7 denumiri comune internaționale de medicamente, ceea ce ține de analogii de insulină. În același timp, vreau să menționez ceea ce nu este mai puțin important, pacienții, în special pacienții care au suportat operații chirurgicale și majoritatea vin din domeniul oncologic, care au nevoie de stome intestinale și urostome, le vor putea procura de asemenea gratuit în farmaciile de lângă casa lor. Și am mai oferit prin acest ordin comun semnat de către Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină acces pacienților care au nevoie de îngrijiri paliative și le urmează în condiții de ambulator la domiciliu acces la 11 denumiri comerciale de medicamente necesare în situația lor și de asemenea un medicament absolut strict necesar, în special în tratamentul tulburărilor de spectru autist pentru copiii mai mari de 5 ani și pentru adulți, ceea ce este foarte important în corijarea comportamentului acestor copii. Este un medicament care este așteptat de foarte mult timp, în special de părinții copiilor care suferă de autism. Ne-am folosit de ocazie și am mai făcut puțină regulă și în întreaga lista medicamentelor. Pentru 20 de medicamente din lista veche
am împrospătat-o cu forme noi farmaceutice pentru care aceste medicamente au primit deja autorizația pe piața națională de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Să le explicați, vă rog, telespectatorilor care vor avea nevoie de aceste medicamente și aceste dispozitive medicale, cum pot intra în posesia acestora? Deci, pentru început, s-a decis că aceste medicamente și dispozitive vor fi prescrise de endocrinologi, iar acolo unde nu este endocrinolog, sunt medici de familie care au beneficiat de careva instruiri în endocrinologie și sunt coordonatori. Este foarte important că aceste medicamente fiind prescrise pentru prima dată, deci este important ca să fie un conduită de tratament adecvată, prescrisă de un medic cu calificare înaltă. Ulterior, probabil, vom include și mai multe categorii de medici care vor avea acest drept de prescriere. Pentru început, este foarte important să avem un acces, să acordăm prin aceste dispozitive și medicamente un acces mai larg, inclusiv la serviciile medicului endocrinolog. Important pentru noi, ulterior, să îmbunătățim asigurarea cu medici endocrinologi și, de asemenea, acum lucrăm să vedem cum vom putea lărgi competențele altor medici cu specialitate similară, apropiată, de exemplu, din medici interniști, am putea să oferim instruiri ca ei să preia aceste atribuții acolo unde nu sunt suficiente cadre. Înțeleg că licitațiile au fost organizate. Licitații nu au fost. Noi am schimbat totalmente mecanismul. Prin licitații se procurau înainte aceste dispozitive la nivel de țară. Acum a fost schimbat mecanismul prin acea hotărâre de guvern la care m-am referit și procurarea lor s-a efectuat printr-un mecanism absolut nou, care este aplicat absolut în toate țările Uniunii Europene. Este negocierea directă cu distribuitorii sau producătorii sau companii, astfel am putut obține prețuri mai joase decât prețul care este propus pe piață, la unele chiar medicamente cu 10%, iar la dispozitive cu 7% sau viceversa. Deci aceasta este pentru a economisi sursele și a le investi în alte grupe de medicamente și pentru alți pacienți. O știre foarte, foarte bună, dar propun să mergem acum și la alt subiect care are legătură cumva cu ceea ce am discutat până acum. Mă voi referi la cazul răsunător de săptămâna trecută, administrația din Spitalului Raional Hâncești, care a emis un demers prin care le-a solicitat colegilor din alte spitale să le împrumute sau să le ofere la schimb 200 de unități de sisteme pentru transfuzie. Presa a scris și despre alte spitale raionale care s-ar confrunta cu un deficit de medicamente și în mod special antibiotice. Ce se întâmplă? Ne confruntăm într-adevăr cu un deficit de dispozitive medicale și medicamente în spitale? Vreau să vă spun că acesta este un exemplu de management foarte prost a gestionării unui spital, deoarece anume acest caz pentru Hâncești până seara s-a rezolvat. Deci, practic, după ce au intervenit două persoane. Și eu m-am adresat atât la Ministerul Sănătății, când avem ședințe cu conducătorii de instituții, prin diferite circulare, ca să fie foarte atenți cu referire la asigurarea instituției cu medicamente, consumabile, dispozitive, ca pacienții să nu plătească absolut pentru nimic atunci când se află la tratament în aceste instituții. Atunci când dumnealor nu pot soluționa, este o problemă care le depășește competența, am rugat foarte frumos să se adreseze la Ministerul Sănătății, inclusiv la Centrul pentru Achiziții Publice în Sănătate. Da, recunoaștem, începând cu 24 februarie, din momentul când avem declanșat acest război în Ucraina, au suferit foarte mult livrările de medicamente și asigurarea lor, deoarece foarte multe din ele veneau inclusiv de pe piața estică, foarte multe companii din Uniunea Europeană aveau pe teritoriul Ucrainei dislocate depozite foarte mari a companiilor farmaceutice, care erau niște depozite de distribuție pe toată piața de est. De asemenea, a fost blocat portul din Odessa, care era, de fapt, punctul de intrare principal în Republica Moldova, a tuturor medicamentelor care erau câștigătoare de licitații și veneau din spațiul estic. Veneau din China, din India, din alte părți. Acum, în legătură cu faptul că acest port este blocat, transferurile se fac prin Constanța, acolo este, portul este supraîncărcat.
Deci, din 24 februarie, mulți agenți economici ne-au anunțat despre faptul că nu mai pot distribui conform contractului pe care îl aveau încheiat în baza licitației câștigate și contractele și-au început acțiunea de la 1 ianuarie 2022, au anunțat Centrul pentru Achiziții în Sănătate că nu pot livra un medicament sau un consumabil. Deci, Centrul pentru Achiziții, începând cu luna martie, din 4 martie, pentru a salva situația, a organizat licitații rapide pe care le permite legislația, inclusiv negocieri fără publicare prealabilă, cantități mai mici, contracte mai mici, pentru a soluționa anume toate aceste probleme și am stins incendiile mari. La momentul de față, de asemenea, în cazurile, iată ca în cazul acesta cu aceste echipamente de perfuzii și transfuzii de sânge, de asemenea, am avut refuzul unui agent economic să livreze în legătură cu faptul că nu mai este în posibilitatea de a livra. Deci, compania a preluat acest subiect, a organizat ceea ce trebuie să organizeze. La moment, practic, procedurile de licitație au fost finalizate. Instituțiile au posibilitatea ca în cazurile de urgență să procure în cantități mai mici atunci când sunt pe piață, deoarece aceasta nu înseamnă că nu există acest dispozitiv sau medicament pe piață, ele pur și simplu există cu alte prețuri și nu le poți primi deoarece nu licitația a fost câștigată de un agent economic. Și instituția are posibilitatea să procure în cantități mici atunci când într-adevăr apare așa un focar. Aceasta spune despre felul cum gestionează directorii spitalele, cum conlucrează deci, cu Dar alte instituții. Dar să discutați cu acest director de ce administrația a ales să scrie acest demers, să-l facă public, dar nu să comunice ministerului, ministrului problema deci, care a apărut. Dumneavoastră înțelegeți, regretele dumnealui nu schimbă situația. Noi încercăm să explicăm, ne străduim maxim să intervenim, procedurile de licitație au loc. Din păcate mai avem și așa cazuri când sunt agenții economici care renunță la contract, după ce CAPCS-o anunță un alt nou contract, dumnealor participă și propun un preț mult mai înalt. Acum este o situație care unora le convine ca... Deci prețul nu mai aranjează. Uneori ar putea să fie argumentat, deoarece cheltuielile de logistică cresc, alteori poate nu este atât de argumentat. Dar... dumnealor ne pun uneori în situație de a ne informa practic că nu mai pot livra de mâine dimineața. Să înțeleg că problema a fost soluționată. Problema a fost soluționată și rog pacienții în cazul când sunt percepute plăți oficiale, să spun, sunt trimiși la farmacie să-și procure un anumit medicament, să informeze Ministerul Sănătății, deoarece noi nu ne dorim nici într-un caz să se întâmple aceste lucruri și vom munci ca să le combatem. Încet, încet vom învăța directorii cum să muncească. Nu m-am supărat pe acest director. Sper să învețe o lecție, să învețe și alt colegi o lecție. Astfel putem schimba țara. E adevărat și este foarte important să existe această comunicare, pentru că în joc este sănătatea și viața cetățenilor. Este sănătatea oamenilor, ceea ce este mult mai important și mult mai presus decât supărările mici. Exact. Subiectul pandemiei de COVID-19 a fost cumva umbrit în ultima perioadă de știrile venite de pe front din Ucraina, însă virusul nu a dispărut, iar acest lucru ne l-ați confirmat și astăzi dumneavoastră când ne-ați anunțat că în ultimele 7 zile a crescut numărul cazurilor cu 85% și au fost înregistrate 4 decese. Ce a provocat această creștere bruscă și dacă vă gândiți în acest moment la revenirea la unele restricții? În primul rând, restricțiile sunt stabilite încă în anul trecut printr-o hotărâre pe care noi, desigur, am anulat-o a Comisiei Situații Excepționale, în care am aprobat o predictibilitate, în care am spus foarte clar, la un anumit număr de cazuri de infecții per 100.000 de populație, vom introduce asta. La o creștere de la un alt număr, vom introduce asta. Astfel, noi nu vom veni cu restricții, așa, pur și simplu, că ne plac restricțiile, ne bucurăm și noi acum de această libertate, care ne permite nouă Ministerului Sănătății să ne ocupăm de multe alte lucruri stringente, care cumva au fost influențate de pandemie și au căzut puțin din atenția majoră a Ministerului.
Totodată, acesta este un comportament natural al virusului și dacă urmărim ce s-a întâmplat în Europa, o să vedem și o să vă dau exemplu. Deci, la 24 mai am avut o creștere masivă, semnificativă în unele țări ale UE. Chiar o să vă aduc datele cele din Portugalia. Afectate... Am avut 2000 de cazuri, deci țara a avut 2000 de cazuri înregistrate la 1 milion de populație la 24 mai. Asta a fost vârful lancei și acum s-a coborât pe perioada unei luni la 1000 de cazuri. Deci este o evoluție naturală a comportamentului virusului. El de asemenea circulă într-așa o undă aproximativ aceeași pe care am avut-o și anul trecut și în iarna acestui an, probabil sub influența sezonieră, că este cald afară, perioada aceasta este puțin mai scurtă. Avem și noi o creștere acum mai întârziată, că dacă ați observat cum se dezvoltă totdeauna dinspre Oceanul Atlantic, din Portugalia, Franța și încoace spre centrul Europei, noi cam ajungem de fiecare dată, utilizând experiența veche, undeva la sfârșitul valului. Când în aceste țări începe să scadă, la noi începe să crească. Iată acum ajunge cumva un ecou a acestui val din Europa la noi, când la ei deja a început să scadă, dar se întâlnește această creștere absolut peste tot. Și aș vrea să vă dau datele de ieri la 1 milion de populație, deci noi am avut 10 persoane la 1 milion, România 29, Marea Britanie 275 cazuri, Statele Unite 319, Germania 986, Franța 1053, Portugalia 1000 și vreau campania să, de vaccinare mai continuă? Da, continuă, dar este cu pași foarte, foarte lenți. Noi avem acum o campanie dezvoltată de informare, aș zice cu succes, dar o să vedem și rezultatele, care ține nu doar de vaccinarea anticovid, dar ține de realizarea obiectivelor programului național de vaccinare, absolut la toate vaccinările, deoarece pandemia a influențat cuprinderea cu vaccinări. Avem în unele cazuri doar o acoperire de sub 80% sau 80%, ceea ce ar însemna că am putea să avem niște explozii de rujeolă sau alte infecții care le numim copilărești, dar aceasta deloc nu ar fi binevenit, în special acum când avem riscul acesta de pandemie care mai persistă. Noi mergem împreună cu autoritățile locale în raioane, avem întâlniri, încercăm să explicăm oamenilor mai mult, deoarece în pandemie probabil toți au fost ocupați și medicii cu spitalele, cu cazurile acute, cu o presiune foarte mare, cu depistarea, monitorizarea, vaccinarea și nu am avut posibilitatea să oferim răspuns la întrebarea fiecăruia. Și cred eu că fiecare sceptic are dreptul să obțină răspuns absolut la toate întrebările care țin de vaccinare, astfel ca să înțeleagă că vaccinarea este tot ce a putut produce secolul trecut cel mai eficient pentru a proteja oamenii de maladii grave. Avem vaccinuri și vreau să vă întreb, pentru că știu că în România au fost nevoiți să nimicească multe stocuri care au depășit termenul de valabilitate la noi. Toate care țările au fost nevoite și sunt nevoite să nimicească stocuri la momentul când expiră termenul de valabilitate. Este un lucru normal, mai mult decât atât, este o cantitate de vaccin care se consideră pierdere naturală în procesul vaccinării. Noi, la momentul de față, noi am avut în primăvară un stoc de vaccin care a expirat. Desigur, aceste vaccinuri care au venit la noi în țară au venit din donații, noi nu am cheltuit banii țării, dar aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să avem o atitudine la fel de grijulie, deoarece oricum undeva cineva a plătit aceste vaccinuri. Faptul că a scăzut presiunea pandemiei și oamenii nu au mai simțit riscul, aceasta indirect a influențat fluxul și ritmul de vaccinare și nu aș dori ca oamenii să fie presați să se vaccineze din cauza că se întoarce valul de COVID. Aș vrea tare mult să sper că îl putem evita. La momentul de față nu avem vaccinuri pentru a fi nimicite, deoarece era Pfizer-ul, dar am primit această scrisoare
de la producători care a prelungit cu 3 luni perioada de valabilitate. Dar vom anunța ca și data trecută, chiar dacă va fi multă gălăgie, vom anunța care este numărul de vaccinuri pe care noi îl vom propune pentru nimicire. Așadar, deocamdată nu planificați... Deocamdată nu avem la ziua de astăzi, da? Mă refeream la restricții, că nu aveți intenția deci să numărul, revenim la numărul, restricții. Numărul la momentul de față pe care îl avem, deci nu este vorba de nicio restricție, dar mă folosesc dar de această ocazie să recomandăm oamenilor să păstreze distanța, să fie foarte atenți atunci când sunt în spații închise, aglomerate. Eu, de exemplu, când am zburat în deplasare, am utilizat și însoțitorii de bord recomandă să fie utilizată masca în spațiu închis în avion, să ne spălăm regulat mâinile, să folosim produse dezinfectante, în special să dezinfectăm suprafețele și să avem grijă de sănătatea noastră. Exact, să avem grijă și astfel vom evita să ajungem la spital. Apropo, știu că intenționați mâine să anunțați că urmează să fie deschise 2 spitale regionale noi? Noi nu vom anunța că deschidem spitalele, dar din moment ce am făcut anunțul atunci când am venit la minister și de asemenea guvernarea și-a asumat construcția 2 spitale noi, suntem la jumătate de an de la începutul anului nou când am început toate aceste proceduri în care considerăm necesar să informăm cetățenii, deoarece aceste spitale vor fi construite din contribuția fiecărui cetățean, să anunțăm cetățenii unde ne-am mișcat, la ce etapă suntem, ce urmează, cât de departe sunt aceste spitale de noi și este normal la anumite etape să informăm cetățenii și dacă noi ne încadrăm în ritm, deoarece ne dăm seama că așteptările în aceste regiuni sunt foarte mari pentru 2 spitale moderne. Deci planificăm să construim 2 spitale moderne în Bălți și în Cahul, astfel ca să deconcentrăm foarte multe servicii medicale înalt tehnologizate, care se acordă la momentul de față doar în Chișinău. Să le apropiem de cetățeni, să păstrăm această tehnologizare și să avem mai multă lume sănătoasă. Și dacă puteți să ne spuneți astăzi aproximativ în cât timp își vor deschide ușile larg pentru pacienții, deci, din regiuni? Pentru aceasta avem conferința de presă de mâine, dar pot să spun că eu sper că anul viitor să începem cu lucrările de proiectare și tot anul viitor să avem începerea construcției, dacă se deschid, măcar la Bălți. Dacă se deschid noi spitale, înseamnă că va fi nevoie și de noi cadre medicale. Apropo, avem o criză de cadre medicale? Da, avem o criză în anumite specialități. Este o foarfecă. Și chiar vă rog să veniți cu un mesaj pentru absolvenții care zilele trecute au susținut sesiunea la bacalaureat și intenționează să studieze medicina. Către care specializări îi îndrumați să meargă? Da, în primul rând vreau să le spun tuturora care aleg acum o profesie și noi toți am fost cândva, deci, abiturienți și alegeam între mai multe profesii. Vreau să încurajez să meargă la medicină, indiferent merg la Universitatea de Medicină sau vor depune actele la colegii, că specialitatea este extraordinar de frumoasă. Pe cât de grea este, pe atât de frumoasă, deoarece recunoștința pacienților, ochii lor zâmbitori, faptul că ai putut să contribui la salvarea vieții cuiva, la îmbunătățirea sănătății, este ceva care nu știu dacă o mai poți căpăta această satisfacție profesională într-o altă profesie decât în medicina. Este ceva aproape, nu știu, indienii au un proverb și spun că dacă dorești să te faci zeu, fă-te medic. Fiindcă este foarte frumos. Desigur, aș vrea să-și aleagă și specialitatea după îndemnul inimii și ceea ce simt tinerii că le este mai drag, dar avem o criză de cadre și o îmbătrânire, de fapt, de cadre în medicina primară, medicina de familie, în special în zonele rurale, dar aici trebuie să avem tineri dedicați care doresc să se întoarcă în satul lor natal, să contribuie. Și astăzi am avut o întâlnire cu șefa și medicul de familie a unui centru de sănătate din raionul Cimișlia, care a venit cu o mică problemă cu rugămintea ca să o soluționez și vreau să vă spun că am avut o
o întâlnire cu dumneaei foarte plăcută de suflet, fiindcă este o tânără doctoriță foarte cultă, educată și m-a mirat foarte mult că s-a întors în satul ei natal, în Javgur, și vreau să mai spun încă o dată de aici că o să ne străduim să susținem fiecare centru de sănătate. Ne-am creionat planuri mari pentru modernizarea sistemului și începem procurările, reparațiile centrelor. Vom repara absolut toate centrele de sănătate publică din Așadar, țară. Așadar, le promiteți condiții bune de lucru? Le promitem condiții bune. Desigur, ele nu vor apărea mâine dimineață. Trebuie să trecem prin proceduri mai nevoioase, care uneori sunt birocratice. Dar vom procura tomografie, angiografie, vom lărgi spectrul de servicii medicale. Am luat inclusiv Institutul Oncologic sub monitorizarea mea directă. Am văzut că ați fost zilele trecute. Am fost și am fost și mai înainte și ați observat că am lărgit foarte mult spectrul de servicii medicale pe care nu le putem oferi acum prin serviciu din cadrul Institutului Oncologic, deoarece pe parcursul a foarte mulți ani în acest institut nu s-au făcut investiții majore, nu au fost procurate echipamente pentru operații, pentru tratament radionuclear, tomografie, rezonanță. Deci și până trecem prin aceste proceduri de achiziții, am discutat împreună cu compania de asigurări în medicină și aceste servicii au fost procurate în foarte multe instituții din jur. Ele vor fi plătite conform adresărilor pacienților. Noi nu impunem ca medicii să trimită acești pacienți între anumite instituții, acolo unde este mai aproape, de casa lor sau de policlinica oncologică, ca să nu-i stresăm. Și am putut să coborâm aceste liste, aș zice, nebune de așteptare, la practic o săptămână pentru pacienții primari. Acum când am fost la policlinica oncologică și am mers o oră și ceva pe la toate ușile și medicilor probabil și am discutat la vestitul etaj 3 unde sunt cozi. Da, și am discutat cu pacienții, am mai identificat servicii care sunt în căutare și formează cozi de așteptare și nemulțumirea pacienților și săptămâna aceasta iarăși discutăm cu institutul, cu compania de asigurări și vom mai deschide o gamă mai largă de acces a pacienților. Vom merge pas cu pas până vom debloca absolut toate blocajele care au fost create pe parcursul anilor și vreau să vă spun, au fost create de multe ori intenționat pentru a direcționa anumite fluxuri de pacienți spre anumite servicii, în anumite instituții, cu anumite scopuri. Deci, practic, au fost paralizate instituțiile statului, deoarece banul public a fost adesea investit nu acolo unde era strict necesar. După pandemia, mai bine de 2 ani de pandemie, Republica Moldova mai are de înfruntat o povară, să zicem așa. Găzduim în prezent peste 75.000 de refugiați ucraineni care au fugit din calea războiului. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt copii. Pentru ei, pentru că îmi dau seama și suntem conștienți cu toții, mulți dintre ei nu au bani, au venit în hainele, îmbrăcați în hainele pe care le aveau în momentul în care i-a surprins războiul. Cum, în cazul în care au nevoie de asistență medicală, pot să meargă la oricare spital, cum se procedează în cazul lor? Deci, în fiecare situație critică este important să rămânem oameni, așa să avem compasiune și să încercăm să ajutăm pe fiecare din cei care au nevoie. Deci noi chiar imediat la începutul războiului, prin Comisia de Situații Excepționale, am făcut derogări de la cadrul legal existent și am permis ca să se acorde asistență medicală în cazurile acute, chirurgicale, absolut în fiecare instituție medicală spitalicească, să acoperim serviciile care țin de ambulanță și multe alte servicii legate de investigație pentru fiecare refugiat. Astfel, toate cheltuielile le-am luat pe seama noastră din Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. După aceasta am văzut că povara crește și am apelat la diferiți donatori internaționali. Astfel, la momentul de față, am putut lărgi acest spectru de servicii și am putut inclusiv acoperi acele cheltuieli care, de fapt, veneau mai mult ca un efort pe contribuabilii noștri cetățeni de Republica Moldova. Astfel, la momentul de față, tot ce ține de nașterea copiilor, sănătate reproductivă, este acoperită totalmente de către
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA, care au semnat un acord cu compania de asigurări medicale și în baza facturilor și a serviciilor acordate, dumnealor achită. Sunt de asemenea, UNICEF banii, a transferat bani pentru ca să acordăm asistență medicală copiilor, inclusiv la medicul de familie. Tot ce ține de vaccinare, de investigații, de supravegherea copilului. În același perioadă, timp am discutat cu Banca Consiliului Europei și am obținut de la dumnealor un grant echivalent cu o sumă de 900.000 de euro care vin în fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Pentru că mai avem foarte puțin timp. Și vreau să vă spun că am obținut inclusiv din donații, este foarte important, donații cu echipamente, cu medicamente, cu consumabile în sumă de 17 milioane de euro pe care le-am distribuit în toate instituțiile medicale, indiferent de statutul instituției. În această perioadă, persoane rănite au venit în Republica Moldova? Am avut la început doar o persoană rănită, care era de fapt civil, și un copil care doar a fost transferat prin Republica Moldova, da, noi nu ne-am ocupat. Despre acel caz, dar vă pregătiți și pentru astfel noi de scenariu? Noi ne-am pregătit deja. Ne-am pregătit pentru toate scenariile. Și un ultim subiect, în ultima perioadă se discută foarte des despre potențiale eventuale remanieri în guvern. Chiar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că, care este și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a menționat că partidul evaluează activitatea actualilor miniștri și ar putea să urmeze remanieri. Vă simțiți vizată și, în genere, mai este o lună până o să se împlinească un an de când a fost investit guvernul Gavrilița. Sunteți mulțumită de rezultatele pe care ați reușit să le obțineți, cu ce vă mândriți și ce vă reproșați? Deci, remanierile nu țin de persoana mea, astfel nu o să fac comentarii. Este decizia politică a majorității parlamentare. De asemenea, eu cred că noi trebuie să mergem la raport aproape în fiecare lună la cei care și-au asumat responsabilitatea politică. Cred că vom veni cu un raport și la un an de la investire și este normal. Cetățenii trebuie să cunoască ce face guvernul, ce face fiecare ministru. Eu am un scop foarte clar definit care nu ține de așteptările guvernării din punctul de vedere a duratei mandatului. Viața ministrilor poate fi și lungă, poate fi și scurtă. Eu am un obiectiv foarte clar, în fiecare săptămână să produc ceva, să fac două anunțuri majore și deocamdată mă țin de cuvânt, am și o expresie pe care o utilizez, mergem mai departe și aceasta este scopul meu, vreau să reușesc cât mai multe. Atunci când va veni la timpul X un alt ministru, să existe fundamentul deja construit și să putem crea o continuitate, ceea ce este foarte important politic. Eu vă doresc foarte mult succes, pentru că de succesul în activitate pe care îl veți obține depinde viața și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru prezența în platoul Moldova 1 și pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc foarte mult și le doresc tuturor cetățenilor noștri cât mai multă sănătate. Doamnelor și domnilor, ediția specială se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Moldova 1 pentru că ne revedem la jurnalul de la ora 21. O seară liniștită vă doresc, la revedere!